video. Păi, dar nu știi despre ce e video. Nici tu nu știi despre ce It's e video. It's about fishing. Este despre, a fost despre pescuit, a vrut să fie și până la urmă a fost despre planurile noastre de vacanță. Ok. Uite, doi veneau. Salutare, haideți că sunt la pescuit acum. Ați văzut, luna iunie a fost o lună dedicată naturii, o lună dedicată ieșirilor în parcuri, pentru că se sărbătorește în luna iunie, aici s-a sărbătorit ziua mediului înconjurător. Astăzi mi-a fost frică de ploaie și într-adevăr e apă foarte multă în râu și peștii stau ascunși. Cu cât e apă mai multă, cu atât sunt pești mai puțini. Vreau să vă spun care sunt planurile noastre pentru luna iulie și august. Următoarele videouri, următoarele clipuri o să fie cu pregătirea mașinii pentru plecarea în concediu. O să mergem cu mașina la mecanic și o să facem verificarea tehnică. O să mergem cu mașina la spălătorie și o să mergem să aranjăm un pic mașina, să îi facem un pic de confort ca să nu ne... Ia uite, acum au început să sară pești. O să îi facem un pic de confort, vreau să pun niște folie pe geamuri și în același timp, 1, 2, 3, mecanic, spălătorie, confort, o să întâlnim și 3 oameni minunați, 3 români care au reușit să facă o afacere aici în Anglia și o să vă prezint povestea lor. După aceea o să plecăm din Anglia către România, cel puțin noi așa sperăm. Undeva la jumătatea lunii iulie vrem să plecăm către România, să începem și noi vacanța de vară. Nu putem pleca mai devreme pentru că Ilinca este încă la școală, ea chiar se duce la școală. Anul următor va trece la o altă școală, la un alt nivel și pe ei i-a chemat la școală să îi mai pregătească mult mai bine. Altfel puteam să plecăm mai devreme, dar așa am programat concediile, atunci plecăm. O să plecăm în România, v-am spus, o să vă arătăm cum este drumul, pregătirea mașinii, drumul până în România și ce probleme vom întâmpina. Noi sperăm să nu întâmpinăm niciun fel de problemă, sperăm să nu stăm în izolare sau în carantină, pentru că deja am rezervat locul într-un camping. Vă las și o să aflați mai multe la momentul potrivit. Noi am rezervat deja locul într-un camping și sperăm să putem ajunge acolo. La sfârșitul lunii iulie mergem în camping cu rulota. Până atunci o să avem aventuri de la munte, de la mare. Mergem, vizităm casa bunicilor, vrem să mergem la câteva cabane, vrem să mergem pe cel mai înalt munte, cel mai înalt vârf muntos din România, pe vârful Moldoveanu, să avem o aventură acolo. Vrem să întâlnim oameni minunați, avem deja plan să mergem la cabana Cuca, dacă se va deschide drumul, dacă nu, asta e, mergem pe jos. Avem deja în plan să mergem la cabana Garofița, vrem să vedem castelul Bran, vrem să vedem Sighișoara și vrem să întâlnim oameni noi. Voi ce planuri de vacanță v-ați făcut anul acesta? Aveți ceva planuri? Pe unde vă duceți? Lăsați-ne și nouă în comentarii. Cine știe, poate ne inspirăm și noi sau poate vă inspirăm noi pe voi. Da? După aceea, după ce ne întoarcem de la mare, avem deja programat o săptămână la munte, dar nu cred că vom sta o săptămână, cu siguranță vom sta câteva zile și vrem să mergem în zona Rucăr-Bran, dar nu în zona Rucăr-Bran, ne oprim în localitatea Podul Dâmboviței, de unde străbunicii și bunicii mei se trag și vom întâlni acolo oameni, alți oameni minunați și locuri noi. Vrem să promovăm acea zonă, de ce nu? Este o zonă foarte frumoasă, zona Podul Dâmboviței, zona Dâmbovicioara. Sunt multe locuri de văzut, sunt multe activități care pot fi făcute în acea zonă și acestea fiind spuse, eu mai încerc să prind 2-3 pești și trebuie să fug repede acasă să-l iau pe Daniel pentru că l-am lăsat la un prieten. Dar
ce ziceți? Haideți cu mine să vedeți unde l-am lăsat pe Daniel. Mai dau repede de două ori la pește să văd, știți cum e. Speranța moare ultima. Chiar acolo, niște plemi micuți. Uite, hai, uite așa. Ia să vedem dacă păcălim 1-2. Dar sunt prea mici aia ca să atace. Uite, uite-l cum venea un pișpiroi. Hai să mai încercăm o dată acolo. Așa. Ia să vedem, reușim noi să păcălim unul mai mare de aici. Uite-l, uite-i, doi veneau după voblerul meu, însă voblerul meu e mare pentru ei. Nu este un wobler pentru cleni micuți, este un wobler pentru cleni mari. Nu e nici de aici, hai să mai vedem acolo ceva. O să vină și aia mari. Imediat o să vină, trebuie să iasă acum la apus. Ideal era să vin eu dimineața la ora 4, da, 4-5, numai gata, m-au văzut deja și au fugit. Dar hai să încercăm acolo, în bulboanele alea. Vedem, v-am spus, bate vântul destul de tare. Suntem la apus, cred că este deja ora 6. Și pescuim la clean. Așa cum m-a întrebat și cineva din barcă de acolo, dacă mi-a spus că este ștucă mare aici. Da, dar eu am uitat minciogul acasă și nu pot. Mi-e frică să prind o ștucă mare. Că bine, am cu ce să o scot, că am un grip, dar e mai complicat. Gripul e bun când ești în barcă, dar aici când nu ajungi la mal, e mai greu de scos. Ia să vedem. Așa, în jos. Pac. V-am spus, cleanul este peștele care are câte un ochi pe fiecare solz. Foarte imediat te vede, imediat te simte, imediat fuge. E destul de greu de prins dacă nu ești atent, să fii camuflat. Ia ce se aude? O rață, o rățușcă. Trebuie să curățăm ancorele după fiecare 2-3 aruncări, din păcate. Dar aici este un loc bunicel în care să vin cu Ion, cu Daniel și să petrecem o seară la pescuit. Acolo văd că este un loc destul de drept ca să punem cortul, să pregătim mâncarea. Aici putem să punem undițele, ia de post. Da, cu siguranță o să venim aici să petrecem o noapte, o seară. A, lebăda. Vă era dor să vedeți lebede? Uite-le, acum vin și lebedele. Au venit și lebedele la masă, poate prindem una, ce ziceți? Sincer, nu vreau că îmi rupe firul. Dar sunt foarte frumoase lebede, rațe, gâște, fazani. Avem de toate aici pe malul râului. Și mai ales acum că a început sezonul, o să ne petrecem destul de mult timp liber, destul de mult timp în căutarea peștilor, aventuri la pescuit. Nu se mai cheamă Daniel și Dad Exploring, se cheamă Daniel și Dad Fishing, pescuind. Sau poate facem un canal separat despre pescuit. Ce ziceți? Ca să nu încurcăm treburile, facem un canal separat de pescuit în care vă prezentăm aventurile noastre de la pescuit. De ce nu? Hai să mai încercăm. Uite și rățușca. Mai încercăm o dată încolo. Nu e pentru tine, măi, rățușcă mică. Sau ce ești tu acolo, ce pasăre ești tu.
Da, o rață sălbatică cu 2-3 pui. O vedeți? Vine înspre noi aici. Dar nu este pentru ea. Aici ar fi locul perfect să stea cleanul ascuns. Uite, acolo avem rădăcini. Malul este destul de abrupt. E un loc unde vine curentul, trece curentul și aici poate să aștepte prada care vine, peștișorii care se aruncă în curent. Ar fi un loc bun aici pentru clean sau pentru știucă, dar deocamdată nu iese. Hai că o prindem noi. Vedem noi, îi dăm noi de cap. Haideți să vedem că, uite, vine rățușca către noi. Hai să o lăsăm să treacă, să nu o deranjăm. Ia uite ce simpatică este ea. Hai să prindem repede și o poză pentru Insta. Pa, pa, rățușca! Uite ce sărăcuții pui, ce înnoată ei, ce dau din lăbuțe. I was pranking you. Gata! Am recuperat copilul, mergem acasă și mă bucur că am recuperat copilul pentru că Daniel poate să vă spună. If you like this video, make sure to like, subscribe down below and hit the notification bell to get notified whenever we post a new video. Păi, dar nu știi despre ce e video, nici tu nu știi despre ce It's e video. It's about fishing. Este despre, a fost despre pescuit, a vrut să fie și până la urmă a fost despre planurile noastre de vacanță. Ok. Ok. Like, abonați-vă, dați un like și apăsați clonțopelul. Bye!